ediția 5 a Galei Trofeelor, Alexandrion și-a desemnat miercuri seara laureații în cadrul unui eveniment de o înaltă ținută. A urcat pe scenă, rând pe rând, actual și viitori mari campioni ai sportului românesc, oameni care ne fac să ne simțim mândri de fiecare dată când ne reprezintă țara pe marile arene ale lumii. Alina Vuc și Marian Drăgulescu sunt doi dintre marii campioni ai clubului Steaua, care au fost premiați pentru rezultatele excelente din 2019 și de la care se așteaptă medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mulțumesc, este pentru a doua oară când sunt premiată în cadrul acestei gale. Sunt foarte fericită că în acest an am fost eu, pentru că în ultimii 4 ani au tot fost luptători premiați la această gală și bineînțeles că mă bucur acest premiu, orice premiu mă bucură. Te vedem pe podium din nou la Roma? Sper că mă veți vedea pe o treaptă cât mai înaltă a podiumului. Mă bucur că s-a transformat într-o tradiție acest eveniment, această gală, și le urez la cât mai mulți ani de aici înainte. Succes pe mai departe, sper de la Olimpiadă să ne întoarcem și cu rezultate bune și să venim și la anul la această gală, de ce nu? La categoria Speranțe, clubul Steaua l-a avut printre premiați pe înotătorul David Popovici, multiplu campion național și medaliat cu aur la FOTE 2019. David țintește o primă participare la Jocurile Olimpice în această vară la Tokyo. Toate celelalte premii pe care le primesc și pe care le voi primi înseamnă încă un pas spre ce vreau eu să fac. Pregătirea merge foarte bine. Obiectivul meu în momentul ăsta este să mă calific la Olimpiadă, să merg la Tokyo și pentru asta mă antrenez intens. Fără doar și poate, surpriza serii a reprezentat-o premiul acordat lui Ianis, fiul de 5 ani al campioanei olimpice Alina Dumitru, care practică judoul de circa un an și care este extrem de decis să-i calce pe urme mamei sale. Wow, da, am avut emoții foarte puternice, dar m-am simțit minunată alături de prințul meu. Sper să fie așa cum el a spus ultima oară, că promite că o să ajungă un mare campion. Ianis, cum te-ai simțit pe scenă această seară? Bine. Ți-a plăcut premiul pe care l-ai primit? Da. Ce-ți dorești tu să ajungi în judo? Campion. Sportivii roșialbaștri premiați miercuri seara au fost aplaudați din sală și de către noul președinte al clubului Steaua. Mădălin Hâncu este mândru de rezultatele steliștilor din 2019 și așteaptă o evoluție de excepție la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sincer, sunt foarte mândru și onorat că sunt comandantul clubului Steaua în această perioadă și în același timp sunt mândru că clubul Steaua dă încă mari campioni României. În 2020 deja avem 14 sportivi calificați la Jocurile Olimpice, încă 10-15 sportivi sunt în lupta pentru calificare. Îmi doresc ca fiecare dintre aceștia să obțină un loc cât mai fruntaș la Jocurile Olimpice. Forța Steaua!